Hai, stângeți lunina, că sfârșiți economiei și veniți în fața la televizor. Tăți cam își prezintă Vanea Băț. Eu propun azi să ne amintim de politicienii muncitori, școar, care au bagat sau ne mai bagă mâna în buzunar. Și în campaniile electorale trecute erau sfinți cu toții, strigau: hoții, bă! Prindeți hoții! Că hoții, bă! Iau-ți hoții! Ia că hoții, bă! S-a întâmplat în depărtatul 2008, dacă mai țineți minte, când ministrul economiei de atunci era delegat în Ucraina, în țara vecină, ca să negocieze prețul de import la lunină. Și s-a întors de acolo cu un succes pe care l-a numit remarcabil, și de așa negocieri remarcabile, numai un economist bun ca dânsul era capabil. De fapt, după aceste negocieri, a apărut o problemă. Negociatorul valoros a pus pe roate o schemă, da, o schemă care a funcționat perfect. O parte din energie electrică nu se mai importa de la Ucrintenergo direct, dar au mai apărut o firmă, Energo Partener, care livra la SA Energocom energie cu preț mai frumușel. Amușiți atenți! Plătem la Energo Partener mai mult kilowatt cu 1,2 cenți. Și în buget firmei intermediare, în scurt timp, o intrat din a noastre buzunare aproximativ vreo 15 milioane. Da? De euro milioane. Între cine și cum suma asta s-a împărțit, noi nu știm. Rămâne numai să găsim. Tot atunci, prețul la energie a crescut cu 30%. Se vede că pe cale legală le place să ne dreagă. Specialiștii atunci au cerut explicații de la ministerul de atunci, dar drept răspuns, nic clar și concret, mai mult aberații. S-au adresat și la organele procuraturii ca să vadă și s-a întâmplat la negocieri, cât este de legal și s-a legalizat. S-a pornit un dosariel acolo, ei, dar la scurt timp nu a fost clasat. Eu nu cred că de așa schemă bolfoasă nu se știe la procuratură că a fost depus și sesizări. Dar cine știe, poate că aveau și ei din asta depus ceva în gură. De la schema în care băietul a negociat ca să plătim mai scump sfietul. De atunci trecut au ani, dar mai avem senzații reale că tot prin scheme cresc prețuri ca să ne mai gâdile prin buzunare. Și cum tot statul sărac geme de atâta talentați la scheme. Asta este cel mai adevărat furt când pui omul să plătească mai mult. Fie că e combustibil, fie că e energie electrică sau produs alimentare, noi, consumatorii finali, sărășim. Dar și-i bogați cu scheme, să îmbogățesc și mai tare. Aici a fost Vanea Băț, care iubește pe tăți și sper că voi tăți îl iubiți pe Vanea Băț.